Vreau să te întreb dacă și tu ești un copiator. Cum adică? Îți explic imediat. Hai să-ți arăt ceva fain și îți spun. Săptămâna asta am fost un pic mai liber și am avut un pic de timp să mă uit la televizor, deci nu m-am mai uitat la televizor de luni de zile, aș putea spune, poate, de ce nu ani. De ce zic asta? Pentru că e foarte rar când deschid televizorul și când îl deschid la mai merge pe desene animate, în sfârșit. Și am avut timp să mă uit și să văd, m-am uitat la știri, la talk show-uri din astea, la multe lucruri m-am uitat. Deci, bă, băiatule, după o zi întreagă, deja nu mai puteam, nu înțelegeam de ce am făcut asta, pentru că oricum am timp liber și de ce să nu-l fructific, știi? Dar zic, bă, mă uit la televizor, vreau să văd ce mai este aici. Deci, nene, nu ai ce să vezi. Ceea ce este foarte nasol este că se promovează numai chestii greșite din punctul meu de vedere. Se promovează... E greu, e dureros, nu vreau să-ți explic. Ideea care este? Sunt oameni care dau foarte mulți bani pe televizoare să se uite la ce? La ce îi spune cineva? Nu, frate, mai bine deschid YouTube, deschid Google și mă uit la ce vreau eu. Eu caut informația. Uite și pe asta. Dar când te gândești, Vasile, să intre aici pe banda asta, pune preu un semnal, dar fă dracului ceva, ce facem ăsta acolo, explică-mi și mie. A? Tu l-ai vetă. Ce era acolo, mă, ei merg încet să nu deranjeze pe nimeni, am. Hai să vorbim despre chestia asta cu televizorul și cu virgulă copiator. Știi cum este? Că atunci când deschizi YouTube și YouTube ai văzut că îți recomandă anumite clipuri în baza la ceea ce ai privit tu mai devreme, la ce te-ai uitat. Eu îți recomand, dacă tot îl deschizi, pune-te tu și caută ceva. De ce? Pentru că atunci când te uiți tot la ce te-ai uitat tu, creierul tău tot acolo se învârte, știi? Spre exemplu, îți dau un exemplu. Ieri seară m-am uitat un pic pe net și zic că am văzut o reclamă la ceva cămașă, nu mai știu, irelevant. Și mi-am adus aminte de împachetatul tricourilor, știi? Că sunt mai multe tehnici și ale pantalonilor. Și zic, bă, mă pun să caut asta. Și am tot exersat. Și sunt chinezii aia ce sunt, frate, cum le ia așa, pac, l-a sucit, l-a luat, l-a pus, l-a făcut. Mamă, zic, extraordinar. Nu-ți vine să crezi că am încercat, cred că de vreo 10-15 ori, să împachetez un tricou din ăla cum trebuie. Acum știu de ce. Ideea e că am învățat ceva nou. Trebuie să învățăm ceva nou. Nu pot să spun neapărat zilnic. Sunt oameni care au obiceiul, să zic așa, de a învăța chestii noi zilnice. Deci e senzațional din punctul meu de vedere. Bă, măcar o dată pe săptămână să înveți ceva nou. De ce? Pentru că nu știi când îți va folosi și cu cât ai un bagaj de cunoștințe cât mai mare într-un timp cât mai scurt, cu atunci vei ști să iei deciziile cele mai bune la momentul potrivit. Iar legat de chestia asta cu copiatorul și cu Xerox-ul, bă, cum să zic, am văzut niște lucruri în săptămâna asta cât m-am uitat la televizor, care, bă, deci dacă mai stau încă două săptămâni acasă și mă uit în continuare la televizor, jur că așa aș proceda.
De ce? Pentru că îți este foarte greu să scapi de ceea ce vezi. Eu și acum îți fac clipul ăsta pentru că încă nu am reușit să dau erase la toate lucrurile care le-am văzut. Deci este otrăvitor, aș putea spune. Îți recomand două cărți. Una se numește Personalitate Plus, este scrisă de o doamnă, Elise Littauer se numește. Deci cartea asta o să te ajute foarte mult. Și mai este o carte care o citesc când consider eu că am niște probleme. Se numește Diavolul Păcălit. E o carte senzațională. E senzațională, crede-mă că este senzațională cartea. Deci du-te, caută-le, cumpără-le, ia-le, să fie ale tale, nu citite de pe net, ia cartea fizică. Atunci când citești o carte fizică, când ții în mână o carte, totul se schimbă. Poți să subliniezi, poți să tai, să faci ce vrei tu în cartea aia, e cartea ta. Legat de chestia asta, ideea este că am văzut că se promovează foarte mult... Cum le spuneam înainte, pițipoanci, așa, da. Deci sunt fetele astea, nu sunt femei. Femei au fost de mult și mai rar mai găsești în ziua de astăzi. Găsești doar fete care nu știu ce să facă doar pentru a atrage lângă ele banii. Ascultă-mă puțin. Exact ca în piesa lui Marius Moga, Pe barba mea, ascultă piesa aia și o să înțelegi foarte multe lucruri. De ce? Pentru că omul ăsta, la fel ca și Smiley, la fel ca și Connector, nu sunt ăștia oameni, ăștia au trăit niște vremuri care tu nu le poți înțelege, dar le poți înțelege din muzica lor. Poți să ți-l pun aici și pe puia, este senzațional. Ascult foarte rar muzică, dar atunci când ascult, încerc să înțeleg ce vrea să-mi transmită. Chestia asta cu sâni, cu cur, cu buze, cu pomeți, cu... Bă, frate, pentru ce să-ți bați joc de corpul tău? Asta înseamnă că nu ești mulțumit de ceea ce ai. La asta mă gândesc. Nene, eu arăt senzațional. Deci eu arăt senzațional. Asta e părerea mea despre mine. Atunci când ai o părere bună despre tine, nimeni nu poate să... Înțelegi? Nimeni, dar absolut nimeni, nimeni nu se atinge de tine. Atâta timp cât energia ta este crescută, atâta timp cât stima de sine este acolo unde trebuie, nimeni nu se poate atinge de tine și nu are cum să o facă. Da, deci cineva dacă opresc acum și... Mă duc la market și îmi zice cineva, bă, du-te dracu, vezi ce păr ai în cap. Fuck off, e al meu, frate, și îmi place. Nu poți să înțelegi lucrurile astea. Eu le înțeleg. De ce? Eu îi înțeleg pe cei care agasează, să zic așa, alte persoane. De ce? Pentru că eu îi înțeleg nivelul de inteligență, da? Și nivelul meu. Nivelul meu e atât. Dar îl înțeleg și pe la mic și pe la mare, da? Dacă este cu mult mai mare, încerc să mă adaptez situației. Dacă discuția, spre exemplu, ajunge într-un punct unde eu sunt pierdut, îi spun stop, oprește-te, m-ai pierdut, nu mai avem ce să comunicăm. Deja vorbim la alte niveluri. Încearcă să nu te uiți la TV sau chiar și pe net, mai ales cu scandalul ăsta, cu tataie, tatate ăsta, cu frații ăștia, habar n-au cum îi cheamă exact și ce fac oamenii ăștia. Nu te mai uita la oamenii care fac bani de pe o zi pe alta, pentru că departe nu o să ajungi, crede-mă. Este mai important să înveți un sistem pe care să îl aplici în viața ta, să ți-l dezvolți tu singur, încet, încet, decât să aplici un sistem care te îmbogățește ultra rapid. Unul la mână, nu o să simți banii ăia. S-ar putea să te caute cineva după aia. E bine să dormi bine noaptea. Știi? Chiar dacă te cuci la 2 noaptea, chiar dacă te trezești la 4 dimineața, este bine să fie safety treaba. Eu de aici au fost ceva accident.
tot ceea ce vezi tu pe sticlă, ei de fapt îți promovează chestia. Am fost acum la Avatar, săptămâna trecută și l-am văzut și stăteam să mă întreb de ce ne sunt date filmele astea. Avatar, Eliseu, Interstellar, tot felul de filme din astea, nene. Ideea este că e clar că se pregătește ceva. Iar populația trebuie pregătită, da? Sunt fel de fel de zvonuri care anunță fel de fel de lucruri și informația asta în ziua de astăzi trebuie triată, știi? Sunt foarte mulți reporteri care citesc ceva pe un blog, da? Sau se uită la un vlog, i-a depitat la unul o chestie, o ia motamu și o trimite în presă. Din punctul meu de vedere, presa din ziua de astăzi nu mai există. Și ei aleargă tot după bani, tot după vizualizări, totul se învârte în jurul banilor. Foarte greu mai găsești o informație bună în ziua de astăzi. Și în presă, și în televiziune, și pe internet, și oriunde vrei tu. Iar din tot ceea ce auzi, trebuie să filtrezi. E foarte important să spui întrebarea de ce? De ce merge ăsta cu camionul în fața mea cu 60 la oră? Că nu înțeleg. Dar nu e treaba mea, treaba mea este să trec de obstacol. Ok. Deci e foarte important să spui întrebări, chestiile astea or să te ajute foarte mult. Și filtrează informația și încearcă să nu-i copiezi pe oamenii care ți se par ție că îs plin de bani, că nu-i copia pe ăștia. Tu copiază, ți-am zis, caută întotdeauna un sistem safety și aplică-l și dezvoltă-l în ritmul tău, da? Poate că amândoi putem să începem să citim o aceeași carte. Eu o să înțeleg ceva, tu o să înțelegi altceva. Amândoi ne apucăm să ridicăm o casă, eu o să o ridic în stilul meu, tu în stilul tău, deși poate că amândoi am studiat aceleași informații, dar le aplicăm în stilurile noastre. Mă uit chiar și acum, dimineață, m-am oprit la benzinărie, am luat o cafea și stăteam și mă gândeam. Mă uitam așa de jur împrejur, bă, mă uitam la oameni. Uneori nu-i înțeleg, poate că nu-i înțeleg eu pentru că am o mentalitate foarte îngustă. Habar n-am, nu știu, ideea e că nu-i înțeleg. Mă uit la fețele lor și nu pot să-mi dau seama exact ce simt. Îi văd foarte triști, foarte supărați. Ok, înțeleg că sunt zilele care sunt, dar fac off, adică nu trebuie să stăm tot timpul așa. Oh, dar ce să faci, s-a scumpit pita. Nu, dă-te dracu, fă ceva, dacă s-a scumpit pita, trebuie să faci ceva să ai pita mai multă. Habar n-am să-ți permiți pita. Trebuie să faci ceva.